Dragi prieteni, ați urmărit astăzi și în direct pe televiziunea noastră transmisiunea în direct de la Adunarea Generală a Partidei Romilor, organizația din județul Bacău. Desigur că ne-am dorit foarte mult să luăm un interviu și domnului, sunteți președintele Partidei Romilor din județul Bacău? Da, adevărat. Astăzi aveți emoții, ați fost reconfirmat, cum se spune, atât de conducerea Partidei Romilor de la București, dar și de participanți. Într-adevăr, astăzi am fost reconfirmat. Doar că eu aveam un mandat interimar. Astăzi, conform adunărilor generale și lucrărilor adunării generale, am fost ales la plen deschis. Vă spun sincer, nu am avut emoții și am tratat cu foarte mult calm această situație din viața mea, inedită ce e drept, pentru că eram obișnuit să fiu în echipa care vine de la București să validăm președinții. Astăzi am fost eu cel validat de către colegii mei de la centru și vă spun că e o situație puțin ciudățică pentru mine, dar mă adaptez rapid pentru că... Am observat că toți participanții v-au ovaționat, înseamnă că vă cunosc activitatea și sunt mulțumiți, dar asta înseamnă o mare obligație pentru perioada care urmează. Așa cum am spus și în discursul meu, pe care nu mi l-am pregătit de acasă, a fost ceva pe moment, pentru că mie îmi place să fiu natural și să emit ceea ce simt cu adevărat în interiorul meu și cred că e foarte corect față de interlocutor să simtă cu adevărat cine ești tu cu cel din fața lor. Oamenii m-au aplaudat la scenă deschisă, dar vă spun sincer că de vreo 3 ani de zile fac dezvoltare comunitară în județ. Și am luat comunitate cu comunitate. Astăzi am avut reprezentanți din 22 de sucursale locale rurale și municipiul. Și vă spun sincer că îi știam pe toți, îi știam după nume aproape. Da, având în vedere și activitatea pe care o desfășurați la cabinetul președintelui Valentin Ivancea, la Consiliul Județean, ați participat atât în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, Partida Romilor, dar și în acțiunile pe care Consiliul Județean le desfășoară în sprijinul comunității rome din județul Bacău. Cum apreciați discursul domnului președinte Păun, care a încurajat pe toată lumea și nu numai la nivelul județul Bacău, ci și al celorlalte județe, să se promoveze cadrele, să le spunem așa, mai tinere. După cum am spus și mă repet, eu sunt un produs și al organizației Partida Romilor. Am fost crescut în această cultură organizațională. De la 14 ani am început ca fiind voluntar, am fost președintele tineretului vreo 10 ani de zile, după care am fost promovat la nivel național, devenind coordonator regional în echipa domnului deputat, fost deputat Daniel Vasile. Eu, într-adevăr, în echipa domnului Ivancea am dublă calitate, sunt consilierul dumnealui personal și am fost și cu liantul dintre comunitățile rurale de rome și Consiliul Județean și acolo și unde am putut să pun pe agenda nevoile și necesitățile cu comunitățile rome, să știți că eu am făcut-o. Domnul președinte Păun v-a trasat dumneavoastră, dar și întregii organizații, o unitate, o mobilizare mai puternică. Așadar, aveți de lucru în perioada care urmează și vreau să vă întreb cum, prin ce acțiuni veți îndeplini aceste sarcini pe care le-ați primit. Unitatea la noi este leitmotiv. Adică pentru mine nu este o noutate ceea ce a spus președintele. La noi, noi avem o rigoare și o disciplină foarte bine dezvoltată în cadrul organizației, cu dumnealui în frunte. Dumnealui este managerul organizației și nu președintele. E o diferență mare între a fi șef și manager. Dumnealui se bucură de plin de fidelitatea noastră, pentru că noi cultivăm fidelitatea la organizație și punem mereu înainte intereselor personale, interesele comunității. Nu e nimic deosebit, noi o facem din pură pasiune și din plăcere și ne simțim cu adevărat utili atunci când noi atingem și rezolvăm obiectivele și necesitățile comunității rome pe care le reprezentăm acum și la nivel județean și oficial. Am văzut o atmosferă de tip american în momentul când ați fost desemnat ca fiind câștigătorul votului exprimat. Deci, cei prezenți și-au manifestat simpatia față de dumneavoastră. Ce mesaj aveți acum dumneavoastră în calitate de președinte pentru cei care v-au girat cu încrederea lor? Să știți că ne-am pregătit destoinic și ne-am implicat foarte mult în această organizare. A devenit un eveniment de tip control freak, pentru că fiecare telefon a trecut prin mine, pe la mine, de fapt. Da, într-adevăr, am înregistrat și anumite momente, pentru că, da,
e un eveniment important. Un astfel de eveniment la nivelul județului Bacău nu a fost niciodată, cu reprezentanți din 23 de sucursale, cu prezența conducerii organizațiile politice Partidul Social Democrat, prezența domnului președinte Benea, pe care îi mulțumesc foarte mult pentru sprijin și pentru birul de încredere și girul de încredere pe care mi l-a acordat. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de bine, să iasă atât de bine. Dar atunci când îl pui pe Dumnezeu înainte, lucrurile nu au cum să nu iasă. Vă felicit încă o dată astăzi. Le spunem telespectatorilor noștri că în continuare televiziunile noastre, spun pentru că avem și alți colegi aici, vor fi cu ochii pe dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ne-ați invitat, iată, astăzi aici. Este o premieră și pentru noi, Exclusiv TV și colegii de la Euro Bacău și Mircea Mierticariu, care stă și ne face poze și observă orice cuvințel pe care îl spun eu aici. O să încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră și le recomandăm telespectatorilor noștri să urmărească de la un capăt la altul această adunare generală, pentru că este un exemplu și pentru alte organizații, să vadă câtă deschidere a fost. A fost domnul Păun, a fost foarte sincer, foarte deschis, dar în același timp și tranșant, ceea ce am văzut mai rar la politicienii din România. Așadar, dragii mei, rămâneți aproape. Vom fi împreună permanent de câte ori Partida Romilor ne va invita. Vă mulțumim, domnule. Vă mulțumim. Și vă rog foarte mult succes în continuare în activitate și bine ați revenit.